Gata, plecăm și de aici. Împachetăm și plecăm spre Veneția. Bună dimineața. Mai stăm un pic să mâncăm ceva și o luăm spre gara. Gata, ne-am suit în trenul de primul segment al călătoriei către Veneția, până la Bologna. Florența, Bologna, aici este cu locuri. Am luat locurile, sperăm să nu se ocupe, stăm mai respirați. Asta e trenul, nu e foarte plin. Și mergem până în Bologna, centrale. Și de acolo avem 40 de minute între trenul, luăm trenul de Veneția Mestre. Am uitat să spun că din Florența până în Bologna am făcut cam o oră jumate și de aici din Bologna până în Veneția vom face 2 ore cu regionale veloci. Regionale veloci. 2 ore. Până la Veneția. Asta e camera de hotel, aici la Hotel Chris, în Mestre, unde ne-am cazat. Un fotoliu aici, un birouaș, oglindă, patul, pat dublu, ok. Cu oglinze aici, un pic mai old school. Și aceasta e baia. Aici sunt obloanele trase, cuvetă și dușul. Dușul care e destul de ok chiar și pentru mine. Și cum am ajuns în Veneția? Nu suntem în Veneția în centru, suntem în Mestre, pentru cine știe. Am oprit la un restaurant chinezesc și ne-am luat primul fel supă. Eu mi-am luat o supă zaizei cu porc și tăiței și Dani o supă cu bastonașe de crapcică. Da. Și eu mi-am luat o bere sinceră, Tsingtao, și Dani o mureț. Au venit și felurile următoare, ca așa e în Asia. Îți aduc totul pe masă. Dani și-a luat rață, crispy, cu orez cantonez. Eu mi-a rost orez cu legume, cu niște costine. Ce înseamnă costine? Parcă jumări. Vom vedea. Vedem dacă supraviețuim. Complimente bucătarului. Doamnelor și domnilor, putem să spunem că de când suntem în Italia, cel mai bine am mâncat aici, la un restaurant chinezesc. Să ne fie de bine. Doamnelor și domnilor, intrăm în Veneția. Deja primul canal. Astăzi am ajuns aici, ne-am cazat. Nu v-am arătat camera, o să filmez, o vă arăt ulterior. La un hotel destul de ok, 3 stele. Și intrăm în oraș, acum în Veneția. Uitați treptele inundate de mătasea broștei sau nu știu. Vegetați. Am luat Veneția la pas. Ne plimbăm pe străduțe.
miroase a tei, în aer un miros pregnant de tei. Uitați acolo și o biserică în depărtare. Bine că sunt de-astea țâșnitori, măcar pot să-mi umplu sticla să beau apă de la San Robineto. Deci nu știu unde să filmez mai întâi și Daniela să fotografieze. Bineînțeles că peste tot în orice biserică intri, aici de exemplu în biserica asta e 2 euro intrare. Nimic nu-i gratis. Respiri, te-au taxat. Sughiți, te-au taxat. This is Venice, Italy. You know what I mean? Și am găsit un magazin cu maști de, care se poartă la carnavalul de aici, de la Veneția, și sunt făcute manual. Asta de rinocer, pasta mi-aș lua. Mască cu Salvador Dalí. Aici sunt mai aurii, mai cu pietre. Biserica asta, intrare e 5 euro de căciulă. Am zis pas. Și domnul ăsta cântă foarte frumos la violoncel. Da. Sunt lucruri în bine? E un miros de umezeală, dar nu... Stați că aici... Se simte în apropierea apei, se simte un miros de umezeală, de n-aș spune mucegai, nu un miros de aranjant, dar este un miros de umed. Gândiți-vă că zidurile astea stau în apă de secole. Magneței, brizbrizei. O să luăm și noi magnețel de aici, amintire. Dulciuri. N-am voie. Ia uite și aici. Noi, nu?
L'appartamento. Il bagno del mio padre, senza di su, è un po' di luce. Ma gli si barbare? No, non mi fa mai. Non viene. Buongiorno. Astea sunt tarifele la gondolă. 80 de euro de persoană și pentru cursă nocturnă 35 de minute de la ora 7 la 8 dimineața 100 de euro de persoană. Mișto. Tocmai au luat un cuplu de americani, au luat gondola. Am ajuns la Gran Canale. Ăsta nu-i Gran Canale? Ăsta e, nu? Da, sau... Ia uitați gondoliere acolo. Uitați gondole goale. Da. Da. Vaporetto, o să luăm și noi Vaporetto. Să mergem în insula Murano. Oamenii stau la mese pe marginea Gran Canal. Beau Aperol. Beau Aperol, pe finețe. O porție de antipasti între 17 și 26 de euro. Pastele între 19 euro, 20 de euro și 35 de euro. Pește, calamar 28,80 de euro. Desert 9 euro. Ieftin. Ieftin, merge. Merge ca la noi la obor. Am ajuns și la podul Rialto, una din principalele atracții aici în Veneția. Podul Rialto. Nu prea puteți să filmăm aici, să trebuie de stâlpi ăștia, de bastârcile astea. Da, ăsta e. Pe dedesubt trec gondole, bărcuțe. Aici este foarte animat. Oamenii stau pe finețe, la mese. Vă dați seama dacă am aduce aici mititei, să faci aici un grătar cu mititei, să dai micul cu 3 euro. Cum ar fi? Questa è la parte, diciamo, più antica. Filmare de pe podul Rialto. Aici o mare de lume. De-abia am prins un loc să filmez aici. Cel mai lat pod pe aici sunt magazine de bijuri. Numai bijuri. Pe podul Rialto. Numai magazine, de-o parte și de alta, în special de bijuterii. Cam asta e priveliștea de pe partea cealaltă a podului.
N-aș putea să vă spun a cui e statuia asta. Da, nu știu. Căutați și voi pe net. Eu nu știu. Lume, lume, la Veneția. Era visto che a Claudio portava Cristiano per Sofia. 80 euro è per tutta la or per persona. Per la barca. Per la barca. Deci 80 de euro nu e pe persoană, e pe toată gondola. Până la ora 7 seara. Era acolo sunt muzicii venețiani într-o biserică, iar magazine de fițe în Veneția, dacă vrei să stai la baie, 1,50 euro și închide la ora 8. A intrat Dani acum. Deci ori plătești 1,50 euro, ori stai pe undeva și consumi ceva, pentru că nu poți să intri la toaletă la terasă fără să consumi ceva. Deci există lucruri mai ieftine decât o pișare care costă 1,50 euro. Puteți să vă luați în Veneția un magnet care costă 1 euro. Deci pișarea e mai scumpă decât un magnet. Sau căcarea. Ăștia săraci cred că sunt sătui. Sătui pur și simplu. No? Uitați ce străduțe înguste pe aici. Asta e tot farmecul. Deci e o curte interioară a unui hotel. Au pus cioburi ca să nu sară, da, cineva. Pe aceste străduțe înguste. Mergem să o luăm spre piața San Marco, kilometru zero al Veneției, unde este Palatul Dogilor. Și o luăm printr-un labirint de străduțe. Ia uitați. Ce liniște e aici. Nici n-ai spune că orașul e atât de plin de turiști, de cohorte, de turiști. Se pare că nivelul apei este și mai sus aici, vedeți? Linia aceea verde. Deci apa și urcă aici. Nu cântă, nu. Nu cântați, domnule? Și iată, intrăm în epicentru nebuniei din Veneția, kilometru zero, piața San Marco. Palatul Dogilor. Și aici, în piața asta imensă, tarabe cu pălării, tricouri, zonzonele. Ce?
frumoase. Da. Din păcate, Bazilica San Marco e în renovare. Nu se intră. Foarte frumos. Uitați-vă câtă lume e aici. Vreau de venit o pagă. Aici e simbolul Veneției, un leu înaripat. Știți că există și festivalul internațional de film de la Veneția. Așa cum Berlinul are la film Ursul de Aur, Veneția are Leul de Aur. Iar ăsta e Palatul Ducal, Palatul Dogilor. Ăsta cred că se vizitează. Ia uitați, clopotele. Aici e un pod lângă Palatul Dogilor. De toată lumea se înghesuie să facă poze. Unde e un canal. Se vede succesiunea de poduri. Mie mi se pare mai spectaculoasă priveliște asta. Asta să driblez oamenii. Încă un gondolier. Ia uitați ce frumos. Cu mireasă aici, cu mirele. Au amdocat. Să nu cadă în apă. Să nu cadă mireasa în apă. A ținut-o în așa. Ia să vedem mirele, mirele în formă. Și iată mireasa. Are toace. Grazie. Marcello. Am în spate mireasa. Cafe Florian, cea mai veche cafenea din Veneția.
Ponte Rialto seara. Prin Veneția seara, ca să nu spun noapte, mergem către stația de autobuz de la Piațale Roma, ca să ne întoarcem la cazare în Mestre. Străduțele astea, sincer, mie îmi plac mai mult ziua pe lumină. E adevărat că e animat, foarte animat seara, terasele spline, restaurantele, terase, restaurante. Dar, nu știu, parcă seara ies mai mult în evidență locurile lăsate în paragină, pentru că da, există și acest fel de locuri cu grafiti, măzgălite cu grafiti, mizerabile. Cum o luăm? Dreapta. Dulciuri și pițe și calțone, da. Și am ajuns la o operă de artă, un cerc făcut din bușteni, am și la mine s-a obosit, din trunchiuri de copaci tineri, aurit. There's always somebody, like 24/7. It's very lovely. Aurea Valentina era fiartă pe el. Calmează-te, tu înțeleg că nu s-a rupt. Pe aici am venit, da? Primele poze pe aici am făcut. Veneția seara.